Sportivii cu cele mai bune performanțe în 2017 au fost premiați de Comitetul Național Olimpic în cadrul tradiționalei cine olimpice. Marii câștigători însă au lipsit de la eveniment. Aaron Cook a devenit sportivul anului, iar la femei cu acest titlu s-a ales Mariana Kerdivara Eșanu. Ambii însă au lipsit de la eveniment. Cu premii s-au ales și campionii mondiali și europeni, printre care Dorin Goțonoagă, Daniel Cataraga, dar și canotorii Ilie Sprâncean și Oleg Nuța. Un astfel de eveniment ca cina olimpică înseamnă o încurajare în ceea ce fac și pentru a arăta un rezultat mai bun. Este un eveniment foarte frumos, practic eu a doilea an particip la acest eveniment, deoarece așa s-a primit că în acest 2 ani am arătat rezultate mai frumoase. Este foarte plăcut. Pentru noi este important ca la fiecare final de an să facem o concluzie și o retrospectivă a anului competitiv și să vedem de la ce pornim și care sunt aspectele și care sunt viziunile noastre pentru anul următor. Premiul Sportul și Femeia a fost câștigat de Zalina Marghieva. 2017 a fost un an, să spunem așa, de tranzit pentru mine, pentru că au fost și lucruri bune, dar mai multe au fost așa mai rele, pentru că acum facem niște concluzii, lucrăm asupra unor anumite detalii pentru ca să avem performanțe mai mari. Cina olimpică este organizată tradițional în luna ianuarie.